Muzica nouă se aude acum. Hey, I'm Armin Van Buuren, and if you really want to have fun, listen to my new single, No Fun, on Europa FM. A fost hitul nostru cu prioritate, Armin Van Buuren, No Fun, cred că alaltă, da, acum două zile, și a trimis piesa asta în playlist. Ne-a salutat și on air și online Armin Van Strible alături de noi. Bine ai venit, Cătălin. Vrei niște concerte cu știri? Hai că ți s-a dublat gigacaloria la București. Stai un pic să intrăm și în direct pe Facebook. Da, nu da? Suntem? Nu suntem. Nu suntem. Pe aceeași frecvență cu tine. Love the variety. Suntem Europa FM. Nu putem intra cu muzică din motivul ăsta, da, trebuie să dăm și jingle. Penalizați. Să vă zic, printre altele, poate se leagă subiectele, că s-a dublat prețul gigacaloriei în București. Da, chiar s-a dublat și mai mult, că e de la 143 la 380, dacă nu mă înșel. S-a votat acolo, știi, asta mi-aduce aminte, apropo de vestea pe care urmează să o dau după asta, că eu aveam un șef care pe vremuri îmi spunea, când făcea turele, zicea, vezi, domnul Striblea, o să lucrezi sâmbătă, duminică, luni, dar, și eu ziceam, dar, și să căscau ochii și toată lumea zicea, dar, ești liber marți. Wow. Da. Ce? Cum îl chema pe șeful tău? Așa e, lasă, nu mai zic acum. Cum îl chema? Dar, cum ar veni exact genul ăsta de veste, vi-l aduc eu. Adică, dar. Nu, că suntem obișnuiți, adică n-am mai auzit o veste bună, ba, nu știu, Într-un fel, vestea pe care o să vă zic acum e bună, dar arată și cât de amărâți și săraci suntem foarte mulți sau sunt foarte mulți dintre conaționalii noștri. Începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Trebuie să știți că sunt niște discuții în coaliția de guvernare pentru acordarea unor ajutoare sociale. Cred că, de fapt, ăsta e termenul foarte corect. Ele au rămas la denumirea de vouchere. La o mare parte dintre concetățenii noștri care sunt într-o situație financiară dificilă, adică sunt printre cei mai loviți de inflație și de criza economică zilele astea, probabil că ați auzit tipul acesta de discuție. PSD s-ar gândi să dea 50 de euro acestor familii odată la două luni. Astea sunt pentru mâncare, sunt șase tipuri de alimente, șase alimente de bază pe care poți să le cumperi cu astea și de asemenea mai este un ajutor separat propus, da, atenție, astea sunt propuneri, da, trebuie adoptate de guvern, e un voucher de 30 de euro, deci până la 150 de lei, acordat până la finalul anului, cu excepția lunilor iulie și august, pentru alimente rechizite și haine. Ăsta s-ar da copiilor care primesc burse sociale. Bun, cui se adresează, ca să fie lucrurile clare, acei 50 de euro? Asta e o fază, da, încă o dată. Nu e aprobat, nu știm, lista se poate micșora sau mări. Deci e vorba de gospodăriile cu ambii părinți și cel puțin doi copii dependenți și gospodării monoparentale cu un venit lunar mai mic de 600 de lei. Astea sunt 151.000 de gospodării, da? Persoane care primesc venitul minim garantat, 168.000 în scriptele statului, persoanele cu dizabilități, 800.000 de persoane și pensionarii cu pensii mai mici de 1.500 de lei. Sunt 2.350.000 de persoane în situația asta. Știu că noi în România am dus discuția asta de-a lungul anilor despre ajutoare sociale și a fost o discuție complicată și destul de apăsată și există o parte importantă a societății românești care zice, domnule, că mă rog, a fost discuția aceea, nu vreau să mai rău, cu lenea, cu statul degeaba și așa mai departe. Dar tipul ăsta de ajutor care este propus în momentul ăsta este un ajutor de criză. Așa cum Statele Unite au vorbit despre sau au dat bani în perioada pandemiei. Așa trebuie văzut și acesta. Prețurile au crescut atât de mult că aceste familii sunt din plin lovite, adică sunt cel mai rău lovite. În total, vedeți, 3,5 milioane de persoane. Mi se pare că li se alătură și alții. Adică da. Și alții vor cădea sub acea linie a subzistenței. În momentul în care îi lași pradă unei sărăcii cumplite, care nu este de natură europeană, problemele pe care le naște în această sărăcie sunt mult mai mari, da? Mai costisitoare decât ajutorul pe care le-ai oferit. Depolarizarea societății îți duce la
tot felul de tensiuni sociale, tot felul de probleme, iar oamenii ăștia pot fi ajutați pe perioadă limitată. Banii, înțeleg că 700 de milioane de euro, pot fi obținuți din fonduri europene, deci să fie o contribuție europeană la chestiunea asta. Sunt convins că va naște dezbateri, dar acum vă pun în fața această chestiune pe care o spuneam mai devreme. Când gigacaloria se dublează și pe drept cuvânt se dublează în București, pentru că era cea mai ieftină din țară, da? Unde erau cele mai mari salarii din țară, se plătea prețul cel mai mic la căldură și primăria a zis, doamne, nu mai putem subvenționa, trebuie să venim și noi la nivelul altor orașe. Când unei astfel de familii, că și în București sunt familii de genul acesta, care pensionari sub 1500 de lei pe lună, i se ridică prețul la gigacalorie și la un apartament cu care plătea 200 de lei, va plăti 600, nu exagerez, nu 600, va plăti 400 și ceva de lei. În condițiile alea, un ajutor din ăsta pentru mâncare, adică un voucher cu care iei mâncare, este o speranță de viață. Adică trebuie să vedem lucrurile și așa. Mă gândesc că poate discutăm la România în direct despre chestiunea asta. Mi se pare teribil de importantă. Atenție, România este țara cu cea mai mare rată a sărăciei din toată Uniunea Europeană, 24% din conaționalii noștri, adică n-am reușit să rezolvăm niște probleme în ciuda prosperității de care a avut parte o bună parte din populație. Și încă ceva, 14% dintre oamenii care muncesc în România au carte de muncă, sunt la această rată a sărăciei. Asta e o problemă, fraților, și trebuie să ne uităm la ea pentru că e inegalitate mare. Asta voiam să vă zic. Contextul este nefericit, ai avut dreptate, vestea însă nu e chiar atât de rea, dimpotrivă, pentru cei care vor avea parte de aceste vouchere. Mulțumesc foarte mult, Cătălina, pentru informații, te așteptăm din nou alături de noi.